Eu am întrebat, nu știu, acum câteva zile, cum ar trebui să se numească, dar fi faptul că Pui Iordănescu a spus că, domne, ar trebui să-i se dea numele lui Enei. Da. Eu am fost întru totul de acord, fiindcă cu Enei la timonă am reușit această mare performanță. Cu Dar toate. sigur că Da. auzind acum și de Lăcă, care a jucat foarte mult pentru acest club și a făcut-o fantastic, fiindcă aici vreau să mai fac o paranteză în ceea ce îl privește pe Lăcătuș. Eu cred că prin ce a realizat el la Steaua și ce a făcut la Steaua, a fost unul dintre cei mai mari jucători ai acestei țări. Și pentru faptul că, sigur, că a făcut parte în această echipă și a câștigat Liga Campionilor. A fost un jucător fantastic. Deci chiar că un jucător fantastic.